Hei, salutare tuturor! Eu sunt Șerban IT și astăzi am găsit la un nou video. În acest video jucăm Geometry Dash din nou. Îmi cer scuze că n-am postat timp de 2 zile, dar a fost bolnav și știți voi. Am mai jucat un pic off-camera. Să vezi că am ajuns mult mai departe. Nivelul ăsta e dracu de dificil. Chinuim mult să iau primul bonus. Ok, dar hai să continuăm de unde eram noi, de aici mi se pare, da, de aici. Ok, nivelul acesta îmi place foarte mult, e unul dintre preferatele mele. Poate chiar preferatul meu dintre astea ușoare. Dintre are mai greuțe, o să vă arăt eu care e. Nivelul ăsta e destul de easy. Chiar destul de easy, de tot mor ca un fraier. Și am reușit și am luat banii la toate nivelele și am făcut toate nivelele în practice mod. Mie, nu chiar toate, că vă las și voi seama, dar majoritatea. Ok, aici e un ban pe care l-am luat, pentru că am terminat nivelul acesta cu toți banii. Vă zic, nu e chiar așa de greu, dar acum cu lagul ăsta o să fie mai greu. Bine, acum nu o să iau toți banii pe video, că n-am de ce să iau pe toți, doar completez nivelul. N-am de ce să iau și banii, îi iau decât pe aia care pot. Că vedeți că nu prea pot să zbor drept. Că gen am un pic de lag că filmez, îmi frămez un pic, vedeți și voi. Da, se vede cu ochiul liber că frămează. În fine, acum poate trebuie să optimizez și eu ceva, ori de la joc, ori de la telefon, în fine. Oricum, sper că nu deranjează prea mult și am murit. Fuck! Ok, am revenit cam pe la jumate pe aceea și acum o să mă concentrez. Ok, partea asta care îmi place și mi se pare badass. Ok, acesta a fost nivelul dryout. Acum, base after base. Acesta este primul nivel de dificultate hard. Deci, nivelul ăsta e un pic mai greu, deși, mi s-a împărut mai ușor decât primul nivel. Adică, uite-te și tu. Bine, acum o să joc cam retardat pentru că am lagul ăsta, stupid. Dar, de obicei, când joc eu așa off-camera, n-am lag. Cred că e de la filmare, în fine. O să văd cum pot să optimizez mai bine să filmez. Pot reuși să filmez chiar în 40 de frame-uri. Ar fi bine în 40 de frame-uri. Mă, ce mișto să văd țepii cu culoarea asta roșie. Ho, 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 mișto. Aici, bănuț. Îmi place muzica, ce dacă z-a tardat. Ce dacă z-a tardat, îmi place muzica ta. Îmi place mult nivelul ăsta, și ăsta unul din preferatele mele. Și mi-a place că e foarte easy. Pijel! Respect! Ok, al doilea nivel a fost ușor. V-am zis eu că ăsta e foarte ușor. Ok, hai să vedem unul. Următorul e cam nesimțit. Ah.
Ok. Acolo trebuie să dai fix pe aia din mijloc, altfel mor în aiba. Ați văzut și voi. Deci, melodiile astea pe care le-au pus băieții ăștia la Roptop sunt bestiale. Și am văzut că chiar nu ți-e copyright pe ele. Bine, acum dacă mi-au copyright e destul de nașpa, dar am văzut la alălalt videoclip de Geometry Dash că nu mi-am luat copyright. Și am văzut că a postat și alți youtuber videoclipuri din astea și aveau muzica dată tare rău, frate, dar tare. Și nu și-au luat nici ei copyright, ceea ce mă miră un pic. De fapt, nu prea mă miră. Fuck! Ok, nivelul ăsta e cam greuț, părerea mea. Să vedeți următorul nivel ce nenorocit e. Bine, cred că nu o să fie așa nenorocit pentru că nu o să încerc să iau deloc banii. Nu o să încerc să iau absolut deloc. Fuck. Ok. Bă, bă, ce naiba am azi? Azi parcă-s retardat rău la Geometry Dash, nu știu eu ce. Bine, acum am mai ieșit seara când filmez, eu e 11 noaptea sau ceva, 12, cam așa. Oricum e trecut de 23, e 23 și ceva, poate chiar 24. Dar nivelul ăsta chiar mi se pare destul de greuț. Și de ce n-am mănâncă spatele? Deci pe mine mă mănâncă spatele, nasul, buricul, degetele, totul mă mănâncă pe mine când filmez. Și la videoclipul de FNAF să-mi lăsați comentarii cum să fac, adică Foxy ăla e chiar nemțințit, ar trebui să nu mai ascult atâtea manele sau ce naiba ascult eu când joc FNAF sau să dau volumul la maxim ca să îl aud pe Foxy când vine, că chiar nu-l aud și îmi sare fraierul ăla în față și mă sperie. FNAF 2 nu mă sperie așa de rău, la 1 da. Eu acum nu prea fac vlog. A, și videoclipul acesta cred că o să aibă un intro, cred. Că o să-i pun eu un intro când îl postez. Și mai probabil o să-l postez mâine. Deci scuze pentru pentru neactivitatea de 3 zile sau de 2. Și ce chiar nu-mi dau seama. O să zic că de 2 pentru că când îl filmez eu sunt inactiv de 2 zile, dar când îl vedeți voi probabil sunt de 3 zile. Sau când îl postez eu, în fine. Dar când îl fac sunt de 2 zile și probabil când îl postez sunt de 3 zile. Deci, da. Ok, dar nivelul ăsta chiar n-ai simțit. Ce eu? Trebuie să vă recomand o aplicație, se numește Amino. Acolo e un fel de Facebook, dar mai pentru copii. Și acolo poți să vorbești cu alții, să postezi poze, să faci bloguri, să vorbești despre chestii, să faci quiz-uri chiar. Și am văzut că ăia de la Amino sunt în colaborare cu ăia de la Giphys. Poți să faci chiar și meme-uri. Eu fac niște meme-uri de îți iese lapte pe nas. Bine, desigur, dacă bei lapte. Ok. Pulusul, nivel stupid. În sfârșit, yay. Ok. Episodul ăsta a fost cam scurt. Să vă arăt și nivelul care îmi place mie. Mi se pare că am luat versiunea full. Da, e full.
Ok, ăsta. Nu știu dacă o să-l fac din prima. Nu promit nimic. E nivel de 10 stele. Vă anunț că nu promit nimic. Măi, uite ce melodie faină. Faină rău melodia, dar greu nivelul. Bine, adică nu greu, dar greuț. Și gândește că n-am mai jucat de mult Geometry Dash. Și nivelul ăsta... aș putea zice că e pentru oamenii care știu ceva Geometry Dash. Și eu știu ceva Geometry Dash. Numai că n-am mai jucat de foarte mult timp. Fuck! 10 minute. Ok, o să mai încerc de vreo 2 ori. 2-3 ori, cam așa. Și până mă închid videoclipul, că n-am chef să vășesc limita de 15 minute, că pe urmă mă șterg ăștele tu videoclipul. Pentru că nu-l fac pe calculator și dacă nu-l fac pe calculator, n-am voie mai mult de 15 minute. Mă zic că pe iPhone nu e așa, dar în fine, nu vreau să-mi iau iPhone. Bine, vreau să-mi iau iPhone, dar nu-mi iau și nu știu de ce nu-mi iau. Sincronizarea de la nivelul ăsta mai place. Gândiți-vă că ce fac eu acum nu-i prea ușor, adică... ok, cam aici o să închid videoclipul, eu nu mai am chef să o lungesc. Deci, da, eu am fost Șerban IT, la revedere!